În seria nouă din Liga 3 de fotbal, după două remize consecutive, Corvinul Hunedoara a câștigat cu 2-0 în deplasare la Viitorul Cluj. În urma acestui succes, hunedoreni și-au asigurat clasarea pe primul loc în play-off, chiar dacă până la intrarea în barajul de promovare în eșalonul secund mai sunt de jucat 5 etape. În meciul următor, Corvinul va juca în deplasare la Metalurgistul cu Gir sâmbătă 30 aprilie de la ora 17, echipa din Alba fiind pe locul al doilea în play-off. În seria 7, CSMD va câștiga în deplasare cu 2-1 la Voința lui Pac și este ca și calificat în barajul de promovare. Pentru a rata calificarea în baraj, devenii care vor juca vineri 29 aprilie de la ora 17 la oră știe cu CSM Reșița ar trebui să piardă următoarele 5 meciuri, iar Pandurii Târgu Jiu, echipa de pe locul 3, să le câștige pe toate. În play-out, în aceeași serie, Jiul Petroșani a pierdut acasă cu 1-0 de la Progresul Ezeriș, dar păstrează un avans de 10 puncte față de locurile retrogradabile. Vineri de la ora 17, Jiul va juca în deplasare la Gilortul Târgu Cărbunești, antepenultima în ierarhie, orice punct cucerit de Petroșaneni, ajutând cealaltă echipă hunedoreană din play-out, Aurul Bran. Brădenii, care sunt pe ultimul loc, dar la doar 3 puncte de cei de la Cărbunești, au trecut în ultima rundă acasă de penultima clasată Viitorul 2 Târgu Jiu cu scorul de 2-0. Etapa viitoare, Aurul joacă la Ezeriș sâmbătă de ora 17 și speră în victorie și mai ales în salvarea de la retrogradare. A fost un meci destul de dificil, am întâlnit o echipă tânără și ambițioasă. Până la urmă, experiența și-a spus cuvântul și am reușit să obținem o nouă victorie. Meciul de la Ezeriș cu siguranță va fi extrem de greu. Vom întâlni un adversar care este în formă. Sperăm să reușim să ne menținem și noi forma, chiar să ne autodepășim și să ne întoarcem cu toate cele 3 puncte puse în joc. Cu siguranță o să ne salvăm de la retrogradare dacă ne dorim acest lucru. Dacă o să luptăm ca și până acum în ultimele meciuri și dacă toată lumea va fi alături de noi. Hai, Aur! Din Liga 3 vor retrograda echipele clasate pe ultimele două poziții, la care se adaugă și cel mai slab loc 8 din cele 10 serii.